Slăvit să fie Domnul! Avem un Dumnezeu mare care merită lauda și cinstea. El să fie binecuvântat pentru biserica Lui, pentru ceea ce face pe pământ pentru noi oamenii. Amin! Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, să citim din Evanghelia după Luca, la capitolul 9, ultimele versete, începând de la 57 până la 62, pagina în Biblie 1001. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el: lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați loc. Este un har de la Dumnezeu să putem fi la dumneavoastră în biserică și mulțumim Domnului că am ajuns cu bine după zeci de ore de condus, pe multă oboseală, oarecum oboseala ne-a fost răsplătită, am găsit o biserică mare, frumoasă, m-am bucurat de prezența dumneavoastră la biserică, de prezența Domnului la cina Domnului dimineață și iată-ne în această seară, în continuare, ne bucurăm să fim în casa Domnului. Parcă mai puțin ca dimineață, Domnul să-i binecuvânteze și pe cei de acasă. Astăzi a fost greu pentru unii, au avut de ales între două altare. Și uneori, oamenii aleg alte altare. Domnul să fie și cu ei. Să-i binecuvânteze, să-i întărească. Oricum, vă felicit pe cei care ați ales altarul lui Dumnezeu. Ce câștigă ei acolo? Nu știu, dar noi vom câștiga astăzi binecuvântările lui Dumnezeu. Vom fi mai fericiți decât orice om din lumea aceasta, pentru că noi întotdeauna câștigăm când suntem în casa lui Dumnezeu. Și prezența Duhului e aici. Că Dumnezeu ne transformă inima, ne schimbă caracterul, ne vorbește, ne schimbă. Și iată că Dumnezeu vrea să facă și asta în continuare. Eu făcut-o prin cântări, mulțumim că ne-a încântat inima și corul și cântările în comun și copiii. Domnul să-i binecuvinteze. Casa lui Dumnezeu este un loc unde ne răcorim inima și parcă mai mergem încă o săptămână în războaiele vieții cu bucuria că Dumnezeu este cu noi. Slavă Lui! Această seară, Biblia ne vorbește și spune că titlul acestui pasaj pus de frații este: cum să urmăm pe Iisus? Cum să fie ucenicul lui Iisus? Dumnezeu ne vorbește în acest pasaj despre ceea ce înseamnă ucenicia. Și vreau să spun încă din introducere, frați, din Seattle, că Dumnezeu ne-a chemat ca un prim task, cum zicem noi aici în America, ca o primă sarcină să facem ucenici. Aleluia. N-are rost să existe clădirea asta frumoasă, n-au rost milioanele, investițiile, dacă nu ne împlinim această sarcină. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Biblia nu sponsorizează prin versetele ei facerea de prozeliți, facerea de membri, e o manie să ai mulți membri. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem membri. Membru nu înseamnă nimic în Biblie. Nu ne-a chemat să facem prozeliți, nici măcar penticostali, chiar dacă îmi place cuvântul acesta. Dumnezeu a zis: mergeți și faceți ucenici. Iar dacă în casele dumneavoastră sunt acești tineri frumoși, acești copii frumoși, este o chemare nobilă să facem din ei, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu Evanghelia, niște ucenici al lui Hristos. Atunci a meritat să trăim, atunci a meritat să avem clădiri frumoase, atunci a meritat să facem sacrificii financiare, pentru că este voia lui Dumnezeu ca în această biserică să fie ucenici ai Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Cum să fie ucenicul lui Iisus? Și vedem aici câteva atitudini față de ucenicie. Textul ne învață câte ceva despre ucenicie. S-ar putea că ceea ce spun are de-a face un pic și cu ce urmează după predică. Îmi place să vorbesc la subiect. Dacă ați spus că vreți să alegeți,
Vreau să ne uităm puțin aici la felul în care Dumnezeu alege. Biserica are de învățat de la capul ei, care știe mai bine întotdeauna ce trebuie făcut. Ba chiar cred că biserica nici măcar nu este chemată să aleagă. Este un cuvânt îndrăzneț, îl folosim și noi și nu vreau să-l schimbați neapărat, dar vreau atunci când vorbiți de alegeri să nu uitați, alegerea aparține exclusiv lui Dumnezeu. Biserica are maxim onoarea de a discerne ce Dumnezeu alege. Foarte important, că democrația asta ne spală creierul. Ni se pare că noi facem, că noi punem, că noi dăm jos, că noi știm, că noi nu. Niciodată Dumnezeu n-a zis voi. Și când spune, puneți dintre voi, spunea să fie plin de Duhul Sfânt. Aleluia. Să fiu eu în el, nu el. Frații mei, ucenicia, în primul rând aici vedem un prim om. Vine, spune Biblia că a venit unul la Iisus. Doamne, aș vrea să te urmez. Vreau să vin, vreau să fiu și eu cu tine. Vreau să fiu apostol. Iisus se uită la el și răspunde, puțin cam nepoliticos, nepolitic corect, cum zicem noi. Vulpile au vizuin, spune cuvântul, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dragi frați și surori, știți ce îi lipsea acestui om? Ceea ce al doilea avea. Biblia spune că altuia, Iisus i-a zis, foarte important, vino după mine. Trei cuvinte care au atâta însemnătate în viața creștinului. Al doilea avea chemare, iar primul nu o avea. Și parcă îi văd pe apostol, Doamne, dar ia-l. Are business. Când spune că vrea să vină cu tine, se referă că îți plătește și ție cazarea și o să fie și el, Doamne, dar fă cumva, schimbă Constituția, statutul, cei 12 apostoli să fie 13, fă cumva, Doamne. Și se spune nu, pentru că nu l-am chemat. Aș vrea să amintesc Bisericii lui Hristos că până la urmă toate slujirile, de la conducere până în spate, au legătură cu chemarea lui Dumnezeu. Vreau să vă amintesc că dincolo de structurile noastre democratice, de alegerile noastre democratice, de procente și așa mai departe, alianțe și neamuri, că de multe ori alegem după DNA, biserica este a lui Hristos. El este singurul care alege. El. Și spune în cartea Efesenilor, el a dat pe unii cine? El, Iisus. Numai el poate să dea. El a dat pe unii apostoli, învățători, așa mai departe, da? Evangheliști, păstori, pe toți îi alege El. Iată aici ucenicia voluntară, omul care vrea, Doamne, nu vrei să mă chem? Nu! Doamne, nu vrei să mă alegi? Nu! Iisus nu face politică. Iisus știe voia lui Dumnezeu. Iisus are Duhul Sfânt și discerne. Alege și cheamă. O, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să înțelegem importanța alegerii și a chemării. Ce mare putere au cuvintele lui Iisus. Dacă astăzi suntem în biserică, dragi tineri, frați, surori, în vârstă sau mai puțin în vârstă, este pentru că într-o zi cineva s-a oprit și în dreptul nostru și a zis, vino după mine. Valoarea vieții noastre spirituale stă în faptul că El ne-a iubit întâi, că El ne-a ales întâi. Nici nu poți să fii ucenic, nu poți să-L urmezi până nu-ți auzi numele chemându-te Iisus, vino după mine. Mă gândeam la apostolii pe care le-ai ales Iisus. Nu știu dacă i-aș fi ales. Astăzi e la modă să alegi oameni de afaceri, descurcăreți. Alege-l, frate, că e doctor, că e inginer. Iisus spune Scriptura că s-a dus pe un munte, s-a rugat la Tatăl o noapte întreagă.
Până și el, Fiul lui Dumnezeu, a înțeles că nu alege prieteni, nu-și alege o companie, o ceată, o trupă, o bandă, o haită, ci-și alege ceva pentru slujirea lui Dumnezeu. Și s-a rugat și a zis că a rânduit dintre ei. Spune cuvântul că a chemat la el pe cine a vrut. Frații mei, tot ce se întâmplă aici, the church staff, are legătură cu ce vrea Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Aleluia. Știți ce mare responsabilitate sunt alegerile acestea? Păi dacă eu nu aleg după voia Domnului, mă fac vinovat. Păcătuiesc. Pentru că s-ar putea să ajungă ucenicul ăsta anonim, că nici nume n-are. Al 13-lea, și nu-i locul lui acolo. Și nu-l vrea Dumnezeu acolo. Și eu sunt băiat bun. Și aici nu trebuie să fim băieți buni. Aici trebuie să avem discernământ și atenția pe care Duhul Sfânt ne-o dă. În toate lucrurile acestea, Iisus s-a rugat și a chemat pe cine a vrut El. Aleluia. Slăvit să fie Dumnezeu. Chemarea. Mă gândeam la acești apostoli și am zis, Doamne, dar cum i-ai ales așa? Mă gândeam la Matei, mă gândeam la Simon Zelot, un criminal. N-ai avut alții mai educați, Doamne? Cei mai mulți au fost, să știți, mai puțin școlați. Au fost și oameni mai școlați și cred că Dumnezeu cheamă oameni cu studii pentru slujba Lui. E nevoie de un Pavel în biserică, E nevoie de un Luca, doctorul Luca, să scrie. Să mă gândeam la acest Matei, bișnițarul acesta. Doamne, ce caut acesta între cei 12? N-are valoare! Să frații mei, știți ce a avut Matei? Asta urmează la punctul 2. Însă Biblia spune ceva aici, că într-o zi Iisus s-a oprit în dreptul lui și a zis aceleași cuvinte, vino după mine. În aceste trei cuvinte este forța divină a lui Dumnezeu. Ce mare lucru să te cheme Dumnezeu! Poți să fii zidar, poți să fii muncitor obișnuit, poți să ai școală sau nu. Frații mei, când Dumnezeu cheamă, acolo este mâna Lui și Dumnezeu folosește pe cei care cheamă. Și când Dumnezeu nu cheamă, putem să facem ce vrem, să stăm invers, că nu este valoare, nu este forță, nu este binecuvântare, nu este viață, nu este succes. Pentru că vreau să amintesc din nou, chemarea lui Dumnezeu este importantă în ucenicie. Chemarea lui Dumnezeu este importantă în slujire. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vino după mine. Când Dumnezeu cheamă, ai valoare. Dacă Dumnezeu te cheamă și te pune, El te va îmbrăca cu putere de sus. El împuternicește pe cei care îi alege. El l-a dat pe unii așa, pe alții altfel, pentru că El este Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Iată importanța chemării. Să știți că nu există ucenicie voluntară. Nu este. Nu este nici slujire voluntară. Că vreau. Și nu prea înțeleg pe cei care vor. N-am găsit nicăieri în Biblie că oamenii slujesc pe Dumnezeu că vor. Oamenii îl slujesc pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi cheamă. Apostolii au fost chemați, diaconii au fost chemați de Dumnezeu. Spune cuvântul că Pavel și Sila n-au plecat în misiune, așa cum de multe ori poate plecăm noi tinerii plini de zel, aș vrea să plec în nu știu unde și plecăm. Biblia spune că Dumnezeu a zis prin Duhul Sfânt în biserică, pe lângă ceea ce simțea apostolul Pavel, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Iarăși pleacă de la Dumnezeu. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu spune clar, deja i-am chemat, deja le-am vorbit, Pavel era pregătit, dar Dumnezeu confirmă în biserică, l-am chemat la lucrarea aceasta. Va fi misionar, va fi trimis din partea bisericii. O, câtă încredere în biserică după aceea, cu câtă binecuvântare și mulțumire l-au trimis în misiune. Și frații mei, când Dumnezeu a chemat, Dumnezeu a și confirmat. Ne uităm astăzi și vedem pe urmele apostolului Pavel biserici. Unele mai sunt, altele nu. O lume întreagă creștinată pornind de la 12 apostoli, plus încă câțiva chemați pe parcurs ca și Pavel. O mână de oameni, dar o mână de oameni chemați de Dumnezeu. O, Doamne, atinge-ne această zi. Aleluia. Chemarea lui Dumnezeu. Ce important este ca biserica să înțeleagă ce vrea Dumnezeu. Și ca un sfat, așa aș dori să fim gata să identificăm și noi ca biserică chemarea lui Dumnezeu. Nu întotdeauna oamenii pot să o vadă.
mai ales când e vorba de tineri, sunt foarte tânăr și sunt așa recunoscător că în urmă cu 10 ani, pe când n-aș fi crezut că pot sluji și nu știam, alții au zis, n-ai vrea să slujești? Vreau să sfătuiesc biserica din Seattle, să o motivez să împuternicească tinerii. Biblia spune că Samuel n-a înțeles chemarea lui Dumnezeu. Era tânăr, dar era acolo un bătrân, Eli, cu toate păcatele lui, cu toate năcazurile lui. Dar Biblia spune că Eli a înțeles că Domnul îl cheamă pe Samuel. Este foarte important ca liderii bisericii, biserica, oamenii maturi, să discearnă chemarea și locul unora chiar mai tineri care nu pot ei înșiși să discearnă pentru ei și nici n-au cum să spună fraților, cred că sunt chemat. Ce important e ca biserica să împuternicească, să delege autoritate. De multe ori am văzut, mai ales aici în America, nu știu când la dumneavoastră, dar pe unde am fost, tinerii nu prea au loc aici. Și ne plângem că pleacă la americani. Noi împingem la americani. Că n-au loc de noi pe stage-ul ăsta. Nu mai încăpem și pleacă. Și vai, pleacă pentru că nu-i folosim, nu sunt folosit, nu sunt împuterniciți, nu li se dă credit. Cred asta. Cred. Biblia spune că ne-au uitat și la David, Doamne, ăsta... păr bălai, copil, nu-i vine haina, nu-i stă, n-are alură de sfânt. Ăsta-i copilul, e tânăr, e poate frezat un pic diferit, are limbaj, nu știe română, vrea în engleză, noi vrem în românește și încet încet ne îndoim. Dar Biblia spune că David avea ceva, Domnul era cu el. Nu fi avut haină, nu fi fost pregătit ca alții, era păr bălai, arăta copil, față blândă, nu părea, dar Biblia spune că Domnul era cu el. Și într-o zi Dumnezeu sfidează epoleții, sfidează înălțimea lui Saul, sfidează pregătirea generalilor lui și Dumnezeu îl folosește și dă o biruință în poporul lui împotriva lui Goliat, pentru că Dumnezeu folosește și tinerii, slăviți să fie Domnul. Rugați-vă pentru tinerii bisericii. Știu că stăruiesc în spate de seară. Rugați-vă ca Domnul să umple cu Duhul Sfânt, să le dea daruri. Dorința mea este ca să văd în biserică tineri prorocind. Deseori văd oameni bătrâni prorocind și mă bucur, dar vreau ca generația mea, generația tânără, să predice plină de Duhul Sfânt, să prorocească în biserică, să se roage pentru bolnavi. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Seattle cu tineri plini de Duhul Sfânt, care să aibă darul al Duhului Sfânt, să slujească în puterea chemării și a darurilor Duhului, nu numai a studiilor și a înțelegerii personale. Dumnezeu să lucreze în biserică, chemarea. Să cred în această seară că acest om mai avea o problemă destul de mare. Din răspunsul Domnului Iisus, cred că reiese că omul acesta mai avea o problemă. Nu știa ce preț presupune lucrarea asta. Doamne, nu vrei să vin? Uite, vreau și eu să vin, facem lucrare, mergem în misiune, alegem, mergem. Iisus spune, omule, tu știi ce ceri? Tu știi că vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Iisus subliniază în acest verset prețul slujirii. Realitatea este că de multe ori atunci când e vorba de slujire, ucenicie, ne gândim doar la cinste. Ce bine mi-ar sta reverend Cutărescu. Ne plac pastor, bishop, leader, minister și așa mai departe. Sună frumos. Însă astăzi Mântuitorul spune, știi că orice slujbă are un preț? La preț nu ne mai gândim. Se predică harul pe gratis, harul ieftin al lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Sunt binecuvântări atunci când umblăm cu El și așa este, slăvit să fie numele Lui. Însă prea puțin
ne place să ne mai gândim la ceea ce spune aici Mântuitorul: dacă vrei să mă urmezi, Fiul omului nu promite nimic. Îl urmezi pe Iisus doar că îți merge bine în firmă? Dar dacă nu-ți mai merge? Biblia spune că l-a zis, n-are Fiul omului să-și plece capul. În această zi Duhul Sfânt sublinează prețul slujirii pe care poate o tânjești, o râvnești, o dorești. Ești gata să-L urmezi pe Iisus plătind prețul? Slujitori fără preț? Slujitori care nu sunt gata să sacrifice? Pentru ce? Ești gata să stai ore întregi să mijlocești pentru biserica în care slujești? Sau doar vrei să fii aici că îți place cum se vede? Îți place pe stage? O, Doamne, binecuvintează-ne! Aleluia. Prețul! Dumnezeu întotdeauna alege oameni care știu ce înseamnă prețul. Lucrarea lui Dumnezeu, frații mei, dincolo de cinste, de onoare, de nume frumoase, dincolo de transmisiuni pe internet că ne vede nu știu cine și ne urmărește, lucrarea lui Dumnezeu dintotdeauna a avut de-a face cu asta, prețul. Spune Biblia că într-o zi oamenii îl îmbolzeau pe Iisus, mai că îl doreau de împărat, își făceau planuri, ce-ar fi să-l ungem ca împărat, ce-ar fi să facem un comitet, o împărăție, o biserică, mii de oameni. Și spune cuvântul în Luca că împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, iarăși parcă Iisus nu e politicos. Iisus nu înțelege, parcă, în opinia noastră, că s-ar fi putut face acolo o mică congregație, o mică lucrare. Erau câteva sute, mii de oameni, puteam să facă o mică împărăție a lui Dumnezeu. Însă Biblia spune, dacă cineva dorește să vină după mine, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Mai departe, cuvântul spune și mai frumos, spune așa, astfel, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Amin. Poți să fii un bun pentecostal, dar nu ucenic. Poți să fii un bun baptist, un bun ortodox dacă ești aici. Poți să fii un membru în comitet, poți să fii ce vrei, dar nu poți, spune Biblia, să fii ucenic până nu vrei să plătești prețul. Și care e prețul? Tot ce are. Jobul tău, firma ta, casa ta, familia ta, toate au semnificație atunci când sunt puse la picioarele lui Iisus Hristos. Nu putem să trăim pentru firmele noastre, pentru businessurile noastre. Nu putem să trăim nici măcar pentru familia noastră. Biblia spune că trăim pentru Iisus și dacă trăim, spune Biblia, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim, slăvit să fie Domnul. Prețul. Prea puțin mai vorbim despre preț. Slujirea, dragul meu, are un preț. Într-o zi spune Biblia că au venit la Iisus doi tineri împreună cu mămica. Probleme de familie, știți? Mamele întotdeauna își văd copiii. Că spune un proverb că orice cioară își vede pui frumoși. Și se gândea mama fiilor lui Zebedei, mă, cred că ăștia ar fi cei mai buni de pastori. Doamne, ce zici? N-ai vrea să fie unul la stânga și unul la dreapta? Nici nu vrei puțin, mamă, îi vrei pe amândoi. Nu numai number one, și number two. A mei, Doamne, ce-ar fi să fie a mei? Unul în stânga și unul în dreapta în împărăția ta, Doamne, ce zici? Și Iisus se uită la ei și le spune, oameni buni, nu știți ce cereți. Parcă-l văd pe Iisus zâmbind zicând, Ioane, Iacove, voi vă gândiți numai la cinste, numai la titluri, dar puteți voi să beți paharul? Știți voi măcar că este un pahar? Nici măcar nu știau că este un pahar.
Așa cum mulți dintre noi vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, dar nu știm că este un pahar. Frate și soră, ești gata să bei paharul? Întrebarea pe care Duhul Sfânt o pune bisericii. Oamenii care nu beau paharul nu sunt vrednici pentru lucrare. Și să știți că lucrarea lui Dumnezeu are un pahar. Iacove, Ioane, este un pahar. Puteți să-l beți? Prețul uceniciei este mare. Cred că frații știu despre ce vorbesc. Ții minte când vreau și eu să dau la teologie? Ca și Iacov și Ioan, mă gândeam numai la ce frumos e să predici, să fii la amvon. Dar n-am știut prețul. Și dacă îl știam, nu mai mergeam. Ca așa e. M-am dus la bunicul meu, care a fost păstor în Arad, pe vremea lui Ceaușescu, persecuții, suferințe. Și am zis, bunicule, mă gândeam că o să mă felicite, păstor. M-am gândit să mă duc și eu la București, la teologie. Parcă l-am lovit cu ceva în cap. Mă, nepoate, nu fă greșeala asta. Nu te du. Vezi-ți de treabă, cum zic bătrânii. Nu te băga. Și am zis, dar cum, domnule? Păstor? Păi ce păstor e ăsta care... Știți care a fost problema? Vorbeam două limbi diferite. Eu vorbeam de cinste, el vorbea de preț. Eu vorbeam de onoare, ce frumos o să-mi stea cu teologie, ce frumos e să vorbesc, să te asculte sute de oameni, iar el, ca un om bătrân, vorbea de ceea ce înseamnă slujirea. Aleluia. Preț, suferință, pahar. Duhul Sfânt îți pune întrebarea astăzi, ție care poate aștept să fii propus, ești gata să bei paharul? Dacă nu, nu se poate. Ești gata să suferi pentru poporul lui Dumnezeu? Bunicul meu, să știți că a murit după suferință lungă și a pierdut oarecum luciditatea, mintea, nu ne mai recunoștea. Suferințele din vremea lui Ceaușescu, problemele bisericii au ajuns până acolo încât la bătrânețe, atât el cât și fratele mare și un om cunoscut în Arad, și-au pierdut luciditatea și n-o spun cu nerespect, ci cu respect. Oamenii aceștia și-au pierdut mințile lucrând cu poporul lui Dumnezeu. Este un pahar. M-am dus la mormântul bunicului meu și acolo scria Daniel 12:3 și am înțeles că totuși merită. Pe mormântul lui scrie, cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele cerului. Aleluia. Sunt de acord cu ce spunea fratele păstor azi dimineață, este și o răsplată. Amin. Dar aia e mai mult dincolo. Aleluia. O vrem aici. Dar aia, pentru slujitorul lui Dumnezeu, e mai mult dincolo. Aleluia. Și cred că fratele Antemie știe cum e paharul de păstor. Și dacă nu o spun, eu știu, e amar. Paharul slujirii, ucenicului Hristos, misionarul, are un pahar. Mi-amintesc când mergeam în Ucraina și eram acolo, un frate m-a rugat să spun măcar un pic, am slujit 3 ani și jumătate acolo în Ucraina. Nu erau decât 2-3 penticostali, 2000 de martori al lui Iehova acolo în satul acela. Câtă suferință, de câte ori ne-au batjocorit, ne întâlneam cu ei, ne-au scos oameni afară din casă și mă gândeam, Doamne, un slujitor al Tău să fie primit așa. Știu că Florin, colegul meu, a fost aici la dumneavoastră, v-a povestit mai mult. Mergeam împreună cu el din casă în casă, nu aveam sprijin, oamenii se uitau la noi cu suspiciune, penticostalii aia nebuni, vorbesc de Duhul Sfânt, vorbesc de vindecări, vorbesc de proroci, așa ceva nu există. Și mereu ne scoteau afară, unde ne primeau, mai cântam câte o cântare. Cântam din harfă, predicam 10 minute, în fiecare casă făceam program. Și mă gândeam, o, Doamne, cât înghesuială în bisericile noastre și aici... unde-i pahar, unde-i slujirea, unde sunt oameni nemântuiți, așa de puțin vin. Invitam pe frați, știam că e înghesuială mare la noi acolo în România, în Nord, vroiau toți duminică dimineața când era programul de bază, am spus, haideți la mine, la Glubochi, că predicați până nu mai puteți. Hai să mergem din casă în casă la oameni nemântuiți, să facem ucenici pentru Hristos, vă las să predicați cât vreți. Nu veneau. Paharul. Paharul. Mi-amintesc de India, de Nepal.
Timp ce poate aici trăiesc bine și am mașină frumoasă și mânc la Olive Garden și mai știu unde, la Chinese. Atolul în Nepal mă costa mâncarea un leu pe zi. Mâncam de 50 de bani dimineața, de 50 de bani seara. N-aveam o perină. Luni de zile am umblat prin munții Himalaya, dormeam pe această Biblie care este martoră, n-am schimbat-o de atunci, ziua predicam din ea, iar seara mă culcam pe ea, era perină, și am zis, Doamne, ce puțini oameni mai vor să plătească prețul. Ne place Evanghelia prosperității, ne place o pocăință ușoară, ieftină. Să, dragii mei, Biblia spune că n-am fost plătiți cu aur, cu argint, cu lucruri ieftine, ci cu sângele scump. Cu sângele scump al lui Iisus. Amin. Pocăința mea, mântuirea mea a costat scump. A fost un preț. Dumnezeu așteaptă să fiu gata să plătesc cu același preț, cu viața mea. Să-L slujesc din toată inima. Prețul scade mult. Spuneam și la noi în biserică, cununăm oricum, vin oameni la binecuvântare, și dacă nu-s din biserică, nu mai există standard. Dimineața mă uitam și mi-a plăcut că a scris acolo să fie aleși oameni cu caracter. Slăvit să fie Domnul că mai văd cuvântul acesta. Caracter. Nu alegem diplome, alegem caractere. Amin. Nu alegem bani, businessmen. Îi alegem doar dacă au și caracter. Altfel, vai de bisericile conduse de oameni de afaceri. Nespirituale și sunt multe. Dincolo de diploma mea, de școala mea, de titlul meu, de banii mei, e nevoie de chemarea lui Dumnezeu și de caracter, de disponibilitatea să plătesc prețul și să trăiesc cu Iisus. Aleluia. Spune Biblia că într-o zi Iisus s-a uitat la o femeie bătână și a zis, o vedeți? A dat cel mai mult. Pentru că ea a dat tot ce avea. Mă deranjează subiectul acela, parcă puțin, nu știu ce ar predica Benny Hinn sau Joel Osteen din textul ăsta. Că nu scrie că Iisus a zis, femeie, vină în coace, pentru că ai dat doi bănuți, du-te acasă și sub prag vei găsi 200 de lei, așa vorbește Domnul, nimic. Asta nu mai e Evanghelia care auzim în America. Biblia spune că Iisus nu i-a zis nimic. Nu știm dacă femeia aceea a avut bani de chirie. Nu știm ce a mâncat a doua zi. Iisus ne transmite prin acest text că așteaptă să plătim tot. Aleluia. Evanghelia prosperității este ieftină. Da, Dumnezeu ne binecuvintează, dar nu uitați, viața cu Dumnezeu are un preț. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească să trăim pocăința la maxim. Amin. În toată inima noastră. Viața cu Dumnezeu, frații mei, are legătură cu ceea ce vrea El. Spune Biblia că al doilea a zis, Doamne, lasă-mă întâi. Doamne, întâi cu business-ul, cum am și eu, care spun, măi, m-aș duce și eu în misiune, am prieteni mulți, mă duc și eu cu tine în India, mă duc în Nepal, mergem, dar întâi să termin casa. Uite, întâi să crească copii mai mari, întâi să termin, acum am niște investiții și o să mă apuc și eu de cântare, o să facem un grup, o să mă apuc de predică, o să merg și eu în misiune. Și trec ani și nu mai încep, pentru că există un lasă-mă întâi. În viața mea cu Dumnezeu, dragul meu tânăr, în viața ta cu Dumnezeu, nu există lasă-mă întâi. Nu întâi școala și apoi Dumnezeu. Nu întâi sportul și apoi Dumnezeu. Nu întâi căsătoria și apoi Dumnezeu. Am început să-L slujesc pe Dumnezeu pe când eram singur. Aleluia. N-am așteptat să treacă ispitele tinereții, că vineau oricum altele. Mulți spun, frate, aș predica ta stânăr și spite. Atunci te vrea Dumnezeu pentru el. Întâi, Doamne, să mai investesc, când ajung la un milion plafon și merge business-ul singur, din chirii trăiesc, fac misiune. Și nu mai ajungi la plafon. Și nu mai ajungi în misiune. Și nu mai ajungi joia la biserică sau miercurea sau când aveți. Pentru că spui, lasă-mă întâi, Doamne, părinții mei, țara mea, frații mei, cultura mea. Între noi și Hristos, între ucenicul adevărat și Iisus, nu există nimic, nici măcar legea. Până la urmă, omul acesta era un om bun. Doamne, dar nu scrie în lege să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Dar nu scrie că trebuie să respecti legea? Nici măcar legea nu este între mine și Iisus?
Atunci când Iisus spune, vino după mine, nici lege nu mai există, trec dincolo de orice bariere, de familie, de frați, de prieteni și mă duc după Iisus. De aceea a zis El, nu există nici mamă, nici tată, nici frate. Cine nu iubește mai mult pe Fiul omului, cine mai are un lasă-mă întâi, Doamne, nu poate fi ucenic. Stimate tânăr, frate și soră, vrei să fii ucenic? Lasă tot și Iisus să fie iubirea ta din tâi, cea din urmă și singura. Atunci când te uiți la școlile tale, la business, la tot ce faci, ca tânăr, toate să pălească în comparație cu iubirea ta pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că atât de mult ne-a iubit El, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu! În ultimul rând, pentru că mai aveți niște lucruri de făcut, Biblia spune la un moment dat, în ultimul verset, spune Biblia că al treilea a zis, Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Măcar atât. Și Iisus atinge aici o problemă legată de slujire și ucenicie foarte importantă. Spune cuvântul așa, Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Iisus atinge aici o problemă legată de ucenicie, de slujire foarte importantă. Destoinicia, înzestrarea. Dragii mei, slujirea noastră are legătură cu înzestrarea noastră. Nu e o chestiune aleatorie. Cam așa am vrea, Doamne, aș vrea să fiu misionar. Dar nu sunt înzestrat. Destoinicie. Chemarea de la primul punct, de la primul gând, are o legătură strânsă cu darurile. Dumnezeu când îl cheamă pe un om la ucenicie, la slujire, îi dă darurile de care are nevoie. Fără darurile lui Dumnezeu, frații mei, noi nu putem să slujim. Ni se transmite ideea aceasta că dacă suntem oameni serioși, spirituali, dacă mai avem și școală teologică sau știu eu, e suficient. Frații mei, slujirea are legătură în mod radical cu darul. Aleluia. Dacă nu am dar, nu pot. Și iarăși, vedeți, chemarea care pare așa un principiu general, nu știm, e în ceață, e blurry, nu știm ce e chemare. Chemarea se vede foarte clar în înzestrare. Nu pot să pretind că Dumnezeu m-a chemat să cânt dacă ies în față și vă stric urechile la toți. N-am cum, nici dacă vine un înger, să fiu chemat la cântare dacă cânt fals. E, dar unii cred că-s chemați. Noi toată biserica suntem siguri că nu-s chemați, dar ei cred că sunt chemați. Darul, destoinicia, înzestrarea. Vreau să nu uităm ce spune Cartea Corintenilor, unde spune că, de fapt, Dumnezeu, atunci când pune oameni la slujire, totul este legat de daruri. Avem impresia că e legat de pregătire slujirea, de citit, de talent numai. Însă Biblia spune că ei sunt daruri pe care le dă Dumnezeu. Și în timp Corinteni este foarte bogat în aceasta, sunt felurite daruri, același Duh, felurite slujbe, dar același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Iarăși Dumnezeu, Cel care alege, împarte daruri. Slujirea pe care eu o fac are legătură cu ceea ce am în bagajul meu de înzestrare. Dacă mă întâlnesc cu unul dintre dumneavoastră aici în parcare și vă întreb, frate, tu ce lucrezi? Unii poate ați venit cu venul de la servici, deschizi portbagajul și mi-arăți. Mistrie, rindea sau mai știu eu. Clar. Păi, ce poți să faci dacă are rolă și mistrie? În construcție, nu? Dar poți să mergi în construcție cu abric, cu circular? Nu poți. Tot așa este cu lucrarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu atrage înzestrarea, destoinicia. Odată la o biserică, dirijorul de cor era în comitet și frații
vreau să aleagă un casier sau un secretar, mai țin minte bine. Și frații foarte spirituali au zis: fraților, hai să tragem la sorți. Care fratele Remus, un prieten de-al meu, fiind în comitetul bisericii, fiind și dirijorul bisericii, un artist deosebit, au zis: fraților, îți de acord, dar întâi hai să tragem la sorți care să fie dirijorul bisericii. Și tot comitetul a zâmbit: păi cum să tragem la sorți care să fie dirijorul bisericii? Păi, dar asta are legătură cu înzestrarea. Păi tu ești dirijorul, tu ai făcut conservator, tu ești muzician, dar nu vrei să mă pui pe mine dirijorul, zis frate. Păi vedeți, tot așa e și cu caseria. Hai să ne uităm cine are darul. Cine e administrator bun, cine este un om organizat, nu tragem la sorți. Ca și cum trage la sorți cine să fie păstorul bisericii. Dar are dar. Când am venit la Phoenix, mi-a propus unul: vrei să fii tras la sorți? Zic, nu. Așa de leneși sunt unii, vor să decide Dumnezeu. Decide tu, că ai Duhul Sfânt. Călăuzirea, discernământul, ce vrea Dumnezeu? Unde-i darul? La cine-i? Dumnezeu dă, Biblia spune că lui Dumnezeu nu îi pare rău de darurile făcute. Dumnezeu e bogat în îndurare, sunt daruri în această biserică, trebuie doar descoperite. Slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să închei cu exemplul lui Ioan Botezătorul, un exemplu care îmi place. Biblia spune că la un moment dat a trecut printr-o criză, cred că a fost cel mai greu moment al vieții lui. Știți, succesul este plăcut, dar oarecum insuccesul omenesc uneori ne încearcă. Biblia spune că la un moment dat a avut o discuție cu niște farisei. Între ucenicii lui Ioan, spune Ioan 3, și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Au venit deci la Ioan și au zis: învățătorule, mare încercare. Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți se duc la el. Cel care odinioară avea mii de oameni în jurul lui, tot Ierusalimul și împrejurimile iudei au ieșit la el. Ce frumos! Toți reporterii, toată presa voia Ioan Botezătorul, propovăduitorul pocăinței. Dar a venit o zi când oamenii l-au părăsit. Iisus aduna mulțimi și biserica lui se golea. Și nu mai era succes, nu mai era număr. Însă Ioan arată că este un om al lui Dumnezeu. Trece examenul. Spunea cineva: mare lucru să știi să urci încet și când cobori să nu faci praf. Ăsta e testul. Ce faci atunci când nu mai ai succes? Ce faci atunci când nu mai ești ales? Ce faci când nu mai ești venerat? Ce faci când nu mai ești, cum spunem noi în România, miezul? Centrul. Ce faci? Ioan dă un răspuns așa de frumos, vreau să nu-l uitați. Biblia spune așa: drept răspuns Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Aleluia. Un om pocăit. Nu zis: mă, hai să facem cumva, să mai chemăm de la esenieni, să mai aducem niște iudei, mergem, facem misiune în altă parte, mai facem o filială. Omul nu poate primi decât îi da de sus. Dumnezeu pune, Dumnezeu oprește, Dumnezeu dă jos. Ioan e conștient, e relaxat, are pace. Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Și continuă mai frumos și spune: voi sunteți matră, că eu am spus, nu sunt eu Hristosul. Și continuă el mai jos: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez, slăvit să fie Domnul. Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, folosește-l. Dacă nu, nu mai chinui biserica lui Dumnezeu. Asist de multe ori în multe biserici la programe la care rezistăm, ca la niște penitențe, la niște canoane, oameni care vor neapărat și n-au. Și n-au. Și frații mei, nu-i vina lor, nu-i vina mea, Dumnezeu nu le-a dat. Este o răzvrătire față de Dumnezeu să vrei când n-ai. Când n-ai. Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Pentru că azi e ziua sportului la voi în oraș, aici. Vă dau un exemplu simplu din sport, foarte simplu. La box, sunt categorii.
Nu poate unul ca mine, născut cu 1.78, să intre în ring la categoria grea. Mă cântărește, se uită la mine, mă, tu ai 1.78, ești mai slăbuț? Categoria mușcă. Așa îi spune România. Altul se naște cu un cap mai înalt ca mine și nu-i vina lui, nu-i nici vina mea, se naște cu 1.90, e cât un munte, ăla e categoria grea. Cum? Din naștere. Exact așa e și cu slujirea, frații mei. Categoria îi dată de sus. De ce vrei la categoria grea? Nu vezi că ești muscă? De ce vrei? Și să înghesuie musca, aș vrea neapărat între elefanți. Dar nu ești. Nu ești, pentru că Dumnezeu dă de sus. Omul nu poate primi decât ce Dumnezeu dă de sus. Și dacă, frații mei, înțelegem acest adevăr, în biserici nu vor fi probleme. Dacă ne știm locul, Doamne, sunt categoria mijlocie. Eu sunt la categoria muscă, cum spuneam. Eu sunt la categoria semigrea. Eu sunt la categoria... Dumnezeu e cel care împarte. Un talent, doi, cinci. Ne vom judeca oare cu El? Sau ne vom smeri la picioarele Lui și vom spune, Doamne, ce am primit, fac. Ce n-am primit, nu o să fac. Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Ucenicia are legătură cu chemarea lui Dumnezeu. Ucenicia are un preț. Ucenicia are legătură cu darurile și cu investirea lui Dumnezeu în tine. Dacă Dumnezeu ți-a dat, nu ezita să lucrezi, nu da înapoi, nu fă exces de modestie, Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu acele unelte spirituale. Nu le lăsa să ruginească, dar dacă nu le-ai primit, așteaptă să primești sau lucrează cu ce ai primit. Slăvit să fie Dumnezeu, Domnul să binecuvânteze biserica din Seattle, rugați-vă și pentru noi, pentru ca Domnul să ne ocrotească la întoarcere, să fie cu noi în lucrare acolo în Phoenix și la noi sunt lupte, nu e ușor, însă Dumnezeu e Cel care este stăpânul bisericii și El să fie cu voi aici și cu noi acolo. Amin.